Povestea începe cu o familie mică și fericită. Michael, un tată mulțumit, este căsătorit cu o soție frumoasă, iar ei au un copil inteligent. A lucrat ca vânzător de asigurări de succes în ultimii 10 ani. În mod interesant, înainte de cariera sa în asigurări, Michael fusese polițist timp de 7 ani, deși motivul pentru care și-a dat demisia din poliție rămâne un mister. În această zi, la fel ca în oricare alta, soția lui Michael l-a dus la gară pentru călătoria sa zilnică la muncă. Pe parcursul celor 10 ani de navetă, devenise familiar cu majoritatea pasagerilor din trenul obișnuit, iar unii deveniseră chiar prieteni apropiați. Cu toate acestea, când a ajuns la muncă, ziua sa a luat o întorsătură neașteptată. Șeful său l-a chemat în birou, iar ceea ce începuse ca o zi strălucitoare și plăcută s-a transformat rapid într-o întunecată, deoarece Michael a fost concediat brusc și inexplicabil de la serviciu. Contractul său de muncă a fost reziliat fără nicio explicație clară sau vreun abuz. 10 ani din viața sa au părut că au fost risipiți, mai ales că mai avea doar 5 ani până la pensionare, iar la 60 de ani găsirea unui nou loc de muncă părea o sarcină descurajantă. În plus, Michael și soția sa nu economisiseră niciun fond de urgență sau economii. Aveau nevoie și de bani pentru educația copilului lor. Pentru a-și uita necazurile, Michael a decis să meargă la un bar și să bea o bere. Michael a întâlnit apoi un anume Alex Murphy, care fusese partnerul său în timpul anilor săi ca polițist. În acel bar s-a întâlnit și cu un alt prieten polițist, care ajunsese la rangul de capitan, capitanul Hofhorn. Mai târziu, Michael s-a întors acasă cu trenul, ca de obicei. În timp ce se urca, a dat din greșeală peste cineva și, spre surprinderea sa, a realizat că acea persoană îi furase telefonul din buzunarul costumului său. De nefericire, până și-a dat seama, trenul început deja să se miște și nu a putut urmări hoțul. Încercând să uite incidentul, Michael s-a așezat în spatele vagonului, absorbit într-o carte. Brusc, o femeie numită Joanna a luat loc în fața lui și a început o conversație. În cei în urmă, ea i-a prezentat o provocare și promisiunea unui premiu de $100.000 dacă ar putea localiza pe cineva numit Prime, înainte ca trenul să ajungă în stația Cold Spring. Mai mult, Michael trebuia să planteze discret un dispozitiv de urmărire într-o geantă purtată de Prime, care era un pasager obișnuit, spre deosebire de Michael, care era un navetist obișnuit. Ioana a ascuns deja $25.000 în toaleta din spatele vagonului ca plată inițială. O condiție strictă atașată acestei provocări era ca Michael să nu divulge niciun detaliu despre ea nimănui. Ioana a coborât la prima stație, lăsându-l pe Michael destul de derutat de această sarcină bizară. Totuși, când a descoperit cei $25.000 în toaletă, date fiind problemele sale financiare urgente, Michael a luat decizia de a lua banii. Nu avea intenția să-l caute pe Prime și avea de gând să coboare la stația următoare. Cu toate acestea, când trenul s-a oprit și Michael se pregătea să iasă, un tânăr s-a apropiat și a dat un plic, avertizându-l că trebuie să ducă la bun sfârșit ceea ce a început. În plic era inelul de logodnă al soției sale. Într-o dată a realizat că familia sa era în pericol și că Joanna îl constrânsese să localizeze pe Prime. Michael a împrumutat urgent un telefon de la un pasager cunoscut și a încercat să-și sune soția, dar apelul nu s-a conectat. Apoi a încercat să-l contacteze pe Murphy, dar nici Murphy nu a putut fi contactat. Într-o stare de panică, Michael a lăsat un mesaj vocal explicând problema sa. După aceea, s-a apropiat de Walt, un călător cunoscut, și a folosit un bilețel din ziarul pe care îl citea Walt pentru a transmite situația. Michael a cerut de asemenea ajutorul lui Walt pentru a raporta acest lucru poliției odată ce ajung la următoarea stație. Walt a primit mesajul și a coborât la următoarea stație. În mod neașteptat, Joanna l-a sunat pe Michael pe telefonul împrumutat și l-a acuzat că a încălcat regulile dezvăluindu-i provocarea lui Walt, ceea ce va duce la moartea lui Walt. În timp ce Michael se uita pe fereastră, un incident tragic s-a desfășurat în fața ochilor săi. Walt, gara pe care traversează strada, a fost împins cu forța și lovit de un autobuz. Acum Michael s-a trezit din imposibilitatea de a cere ajutor de la cineva. În cele din urmă, a început cu reticență să urmeze instrucțiunile lui Joanna. A inițiat căutarea sa pentru a localiza pe ceva numit Prime, inspectând meticulos fiecare bilet de tren perforat. Dacă perforația de pe un bilet era la numărul 7, indica faptul că pasagerul se îndrepta către stația Cold Spring. După ce a examinat fiecare vagon, Michael a restrâns căutarea la câțiva indivizi, toți îndreptându-se către stația Cold Spring, dintre care niciunul nu-l recunoștea. În cele din urmă, Michael a devenit suspicios față de un bărbat care purta în mod constant o geantă cu el. Când a întrebat dacă bărbatul era Prime, lucrurile s-au schimbat, iar bărbatul a început să-l interogheze pe Michael, cerând să știe adevărata lui identitate și avertizându-l să nu se amestece în această problemă. Din felul în care s-a apărat, Michael a putut să-și dea seama că era foarte priceput. Ironia sorții a făcut ca Michael să fie și mai convins că bărbatul era Prime, așa că în timpul altercațiilor a plantat discret dispozitivul de urmărire furnizat de Joanna în geanta bărbatului. Michael a simțit că misiunea fusese acum îndeplinită. Puțin mai târziu, Michael a primit un apel de la Murphy, care era conștient de situația lui Michael. Murphy a explicat că Prime era un martor la moartea unui angajat guvernator
guvernamental suspectat de ilegalități. Cu toate acestea, Prine știa că angajatul guvernamental nu era vinovat de ceea ce îi se imputa. În schimb, fusese ucis de elitele orașului. Astăzi era ziua programată pentru a depune mărturie și ea urma să se întâlnească cu un agent FBI în stația Cold Spring. Cu toate acestea, devenise evident faptul că figurile influente ale orașului erau conștiente de acest plan și l-au atras pe Michael să o găsească pe Prine pentru a o elimina. Realizând acest lucru, Michael a înțeles că a marcat din greșeală pe cineva pentru moarte cu dispozitivul de urmărire. S-a întors la Murphy pentru a cere ajutor în protejarea familiei sale. Nu după mult timp, Michael a primit un alt apel de la Joanna, care l-a informat că a plasat dispozitivul de urmărire în geanta unei persoane greșite, ceea ce a dus la moartea bărbatului. Cu doar încă două stații până la Cold Spring, Michael știa că trebuie să o localizeze urgent pe adevărata Prine, altfel familia sa avea să se confrunte cu consecințe grave. A început din nou căutarea bărbatului și a descoperit trupul său fără viață pe podeaua trenului. Michael a jucat din greșeală un rol în moartea bărbatului, care era din nefericire un agent FBI desemnat să o protejeze pe Prine. În cel în urmă, Michael a realizat că unul dintre pasagerii trenului era complicele Joanei. Când trenul a oprit într-o stație, Michael a trebuit să se ascundă de poliție, deoarece un alt pasager a raportat comportamentul său suspect. Din cauza acțiunilor sale haotice de pe tot parcursul zilei, Michael nu a avut altă opțiune decât să se ascundă cu trupul agentului decedat. Poliția care îl căuta nu a reușit să-i descopere locația. Pe măsură ce trenul și-a continuat călătoria, Michael s-a confruntat cu o nouă provocare, deoarece trapa din podea fusese încuiată din exterior. A trebuit să reintre în tren din exterior, dar a întâmpinat dificultăți deoarece geanta lui s-a blocat, făcând ca banii să se risipească în vânt. După ce a reușit să se reîntoarcă în tren, Michael a luat inițiativa să dezactiveze aerul condiționat, adunând restul pasager într-un singur vagon cu aerul condiționat funcțional. Această mișcare strategică urma să-l ajute să o găsească pe Prine, nu pentru a o marca, ci pentru a o salva de pericolul iminent. Simțul datoriei lui Michael, că a fost polițist, a fost reînviat, forțându-l să protejeze o persoană nevinovată. Pe măsură ce stația Cold Spring se apropia, el nu a avut altă opțiune decât să îndeplinească cererea lui Ioana. Michael s-a întâlnit cu un pasager care se dădea drept Prine și, suspectându-o, s-a înarmat cu un topor, planificând să o mute în vagonul din față pentru siguranță. Cu toate acestea, suspiciunea lui s-a dovedit a fi greșită. Pasagerul era de fapt complice lui Joanna, cel responsabil pentru moartea agentului FBI. Cu trenul apropiindu-se de stația Cold Spring, pasagerul a reușit să o mute în vagonul din față pentru siguranță. Bărbatul a presat pe Michael să dezvăluie identitatea reală a lui Prine. Michael, hotărât în determinarea sa de a o proteja, a rezistat, ducând la o altă altercație violentă care s-a încheiat cu complicele lui Ioana fiind aruncat din tren de către Michael. După aceea, Ioana a sunat din nou, de data aceasta cerând nu numai descoperirea lui Prine, ci și execuția imediată, deoarece stația era aproape de ei. Din toți pasagerii de pe tren, Michael a identificat-o în cele din urmă pe Prine, care era de fapt o femeie. Ioana a sunat din nou insistând că Michael trebuie să efectueze asasinarea. Cu toate acestea, Michael a refuzat vehement cererea macabră. În replică, Ioana a reclamat amenințător că toți vor pieri. Apelul s-a încheiat brusc, iar o explozie puternică a zguduit motorul și comportamentul mecanicului trenului, provocând pagube extinse. Trenul a continuat să se deplaseze înainte, fără control, frânele fiind dezactivate. Acesta era planul sinistru al lui Ioana. Dacă Prine ar fi supraviețuit, i-ar fi asigurat că trenul nu ar fi distrus. Rapid, Michael a cerut ajutor de la personalul trenului pentru a reloca toți pasagerii în vagonul din spate. Apoi a deconectat vagonul din spate de restul trenului, permițându-i să evite o coloziune catastrofală în timp ce partea din față a deraiat de pe șine. Michael a adunat toți pasagerii și a îndemnat să nu coboare încă, deoarece ororile erau departe de a se termina. A cerut ca toată lumea să blocheze ferestrele cu ziare pentru a proteja interiorul de ochii lui Prine. Relatarea lui Prine s-a aliniat cu explicațiile lui Murphy la telefon. Ea a fost martora uciderii unui angajat guvernamental, dar ulterior i-a dezvăluit că criminalul era un ofițer de poliție. Conform lui Prine, înainte ca angajatul guvernamental să moară, ofițerul de poliție a menționat cuvântul nobil. Michael a clarificat că anumite persoane erau hotărâte să împiedice mărturia lui Prine, intenționând să o elimine înainte să ajungă la Cold Spring. Stația era programată să se întâlnească cu un agent FBI care să o protejeze pe ea și cazul ei. Toți pasagerii din tren au fost acum informați cu privire la gravitatea situației. În afara trenului, poliția sosise alimentată de rapoarte false că Michael preluase controlul trenului și luase ostatici pasageri. Prin urmare, obiectivul lor principal era să-l aresteze pe el. Capitanul Hawthorne și Murphy, care erau amândoi prieteni apropiați, erau și ei prezenți. Murphy a fost destinat să negocieze cu Michael după ce a intrat în tren, iar preocuparea lui principal a fost bunăstarea familiei lui Michael. El a contactat FBI-ul pentru a asigura siguranța lor, iar Murphy era perplex pentru că mai devreme, în ziua respectivă, Michael contactase legătură cu o provocare. În timp ce Murphy încerca să argumenteze cu Michael să-l încurajeze pe neliberarea pasagerilor, le-a menționat cuvântul nobil în una dintre propozițiile sale. Michael și-a îndreptat privirea către Prine, care se ascundea de frică ascunzându-se în spatele unui scaun. Descrierea lui Prine despre ofițerul de poliție care a
fusese angajatul guvernamental, îl indica direct pe Murphy. Cu acoperirea sa dezvăluită, Murphy nu mai putea nega implicarea lui, mai ales când Ioana l-a sunat și l-a instruit să o elimine pe Prine. În jocul puterii lui Murphy, Michael a rămas ferm în hotărârea sa de a o proteja pe Prine. Între timp, în afara trenului, un netist cu vedere cu raze X a raportat că Murphy este sub atac către capitanul Hawthorne. Capitanul Hawthorne i-a ordonat rapid netistului să-l doboare pe Michael. Cu toate acestea, Michael căuzise la podea și luase markerul cu raze X din hainele lui Murphy. Sniperul cu vedere prin raze X a identificat greșit pe Murphy drept Michael din cauza markerului albastru de raze X, acum în mâna lui Michael. Sniperul a tras un foc fatal care l-a doborât pe Murphy. Când poliția și agenții FBI au intrat în acțiune, pregătiți să-l prindă pe Michael, pasagerii au sărit în apărarea sa. L-au aclamat pe Michael ca pe un erou. Un agent FBI care o aștepta pe Prime a confirmat că familia lui Michael era în siguranță, deoarece prinseseră 3 indivizi suspecți în apropierea casei lui Michael. Cu mărturia lui Prime și raportul FBI-ului, Michael în sfârșit a putut respira ușurat. Poliția a început să înțeleagă acțiunile lui. Michael era un martor cheie într-o conspirație de crimă care implica elita politică a orașului, implicând chiar și primarul. Michael a fost însoțit de soția și copilul său care au auzit vestea și știau că era un erou în acea noapte. Capitanul Hawthorne a venit și el, lăudând spiritul cavaleresc al lui Michael și zâmbind apoi în timp ce pleca. Câteva zile mai târziu, într-un tren, Joanna a fost văzută în unul dintre vagoane relaxându-se. Michael s-a apropiat de ea, nepierzând timpul în a o dezvălui ca fiind creierul conspirației, care implica moartea angajatului guvernamental și accidentul de tren din acea noapte. El și-a arătat insignia de polițist și filmul s-a încheiat. Moral în această poveste este să nu accepți niciodată o provocare ciudată de la un străin în tren, mai ales dacă implică plantarea unor dispozitive de urmărire misterioase sau încercare de a fi detectiv. S-ar putea să ajunge să vă jucați de a v-ați ascunsele cu un netist cu vedere prin raze X.